Dacă diavolii sunt în lanțuri în Ramadan, de ce oamenii fac rău? Bismillah în numele lui Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Laude lui Allah, al lumilor stăpânitor, ideea că diavolii nu sunt deloc prezenți în Ramadan nu este corectă. Ceea ce este dovedit de la profet Salallahu alaihi Wasallam pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu fie asupra sa, este. Când Ramadanul vine, porțile paradisului sunt deschise, și porțile iadului sunt închise, iar diavolii sunt înlănțuiți. Bucari, muslim, atunci, cum putem vedea multe fapte și păcate în Ramadan, dacă diavolii sunt înlănțuiți? Al curtu de-a spus, răspunsul este acela că, factele rele, sunt reduse pentru cei care postesc și îndeplinesc toate condițiile postului și au grijă de cerințele lui. Sau, numai unii dintre diavoli sunt înlănțuiți, și anume cei mai puternici și răzvrătiți, mariți, dintre ei, și nu toți după cum spun alte relatări. Sau, diavolii sunt reduși în această lună, ceea ce este ceva observabil, deoarece în Ramadan se întâmplă mai puține lucruri rele decât în alte luni. Dacă toți ar fi fost înlănțuiți, asta nu înseamnă că răul și păcatele nu ar mai avea loc, deoarece sunt și alte cauze ale răului în afară de diavoli, precum sufletele, obiceiuri urâte și diavolii dintre oameni. Fatal Baris Hakib Nut a fost întrebat în Fatal Al-Siyam, pe 466. Cum se poate ca oamenii să comită păcate în Ramadan din moment ce diavolii sunt puși în lanțuri? El a răspuns. Faptul că în Ramadan au loc păcate nu contrazice relatarea care spune că diavolii sunt înlănțuiți în Ramadan, deoarece faptul că ei sunt puși în lanțuri nu îi împiedică să se miște. După cum este relatat în hadisul, și diavolii cei puternici sunt înlănțuiți și ei nu pot obține ceea ce reușesc de obicei. Relatat în Ahmad. Acest hadis a fost menționat de al albani -al Daef al Targheb, 586 clasat ca Daef Jigdan, foarte slab. Asta nu înseamnă că diavolii nu se pot mișca deloc, mai curând ei se pot mișca și pot duce oamenii în rătăcire, dar activitățile lor din timpul ramadanului nu sunt la fel ca activitățile lor din alte perioade. Ce înseamnă că diavolii sunt înlănțuiți în ramadan? Învățați au opinii diferite în privința înțelesului acestei chestiuni. Al-Hafiz ibn Hajar a spus, Poate fi interpretat ca însemnând că diavolii nu au abilitatea de a-i tenta pe musulmani, precum o fac în alte perioade, deoarece ei sunt ocupați cu postul care le controlează dorințele, cu citirea Coranului și cu pomenirea lui Allah, zică. O altă opinie este aceea că se înțelege prin diavoli, numai unii dintre ei, și anume mariți, cei puternici, care sunt înlănțuiți. Iad a spus, poate fi interpretat și în sensul literar, și acesta înseamnă că este un semn pentru îngeri că luna, Ramadan, a început, și că venerarea sanctității ei îi împiedică pe diavoli de la face rău musulmanilor. Și mai poate fi interpretat ca referindu-se la imensa răsplată și iertare, și de aceea diavolii îi tentează pe oameni mai puțin, ca și cum ar fi puși în lanțuri. Această a doua opinie este susținută de o relatare de la Ionus de la Ibn și care se regăsește în muslim. Porțile îndurării sunt deschise. Lânțuirea diavorilor mai poate fi înțeleasă și metaforic, și anume faptul că nu mai sunt în stare să tenteze oamenii și să determine ca poftele și dorințele lor să fie atractive pentru ei. Alzain Ibn al a spus: Prima opinie este cea mai îndreptățită să fie corectă, și nu este nicio nevoie să încercăm să înțelegem în alt sens decât cel literal. Fatal Bari, 4 pe 114, a spus: în unele versiuni ale hadisului se spune că diavolii cei puternici, mariți, sunt înlănțuiți în asai. Acest hadis vorbește despre lucrurile nevăzute, așa că trebuie să le acceptăm ca atare fără să discutăm prea mult. Și acest lucru este mai sigur pentru angajamentul religios al unei persoane totuși, se pare că înțelesul este acela că ei sunt împiedicați să i-tenteze de oameni, bazat pe faptul că în Ramadan mulți oameni se întorc către Allah subhanahu wa taala și multe fapte bune se întâmplă. Majmu al-Fatawa 20. Bazat pe toate acestea, înlânțuirea diavorilor este ceva ce se întâmplă în sensul real și numai Allah știe cel mai bine. Acest lucru nu înseamnă că nu se întâmplă lucruri rele sau că oamenii nu comit păcate. Sursa Islam Q și în următoarele rânduri, vreau să amintesc pe scurt câteva dintre mijloacele cu care un musulman poate lupta împotriva lui Ishaitan Satan, Aud Zubillah Minas Haitani, Rajem cauta de post la Domnul Lumilor de Satan acel răzvrătit. Ignore șoaptele, oas lui Ishaitan în acest sens, te rog să citești următorul articol. Cum scăptăm de șoaptele lui Satan Satan? Bismillah în numele lui Allah Dumnezeu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Laude lui Allah. Allah subhanahu wa ta'ala stăpânul lumilor, ne spune. Și dacă, vreodată te va ademeni vreo șoapta de la Shaitan, Muhammad, caută de post la Allah, căci el este cel care aude și a toate știutora Sami, al Alim. 4136 Dacă un musulman se confruntă cu șoaptele lui Sfaitan, Wasasah, plural, Oas, oas fie împotriva lui însăși, prin aș cauza rău sau durere, fie împotriva altora, ori ca să comită un păcat și să încalce granițele, poruncile, lui Elah, atunci trebuie să încerce tot posibilul să nu dea atenția acestor gânduri și să le ignore, ba chiar să facă exact invers decât ceea ce este îndemnat, de aceste șoapte, să facă. Deoarece aceste șoapte vin de la Shaitan pentru a cauza mâhnire celor care cred. Cel mai bun mod de a rezolva aceste probleme este să-l pomenești pe Allah, zicur, să cauți adăpost la Allah de Saitan cel blestemat, să te țină departe de păcate și de fapte rele, care sunt mijlocul prin care Iblis Antichrist obține controlul asupra fiilor lui Adam. Allah ne spune. Adevărat, el Sfaita nu are nicio putere asupra celor care cred și care, nu mai, în Domnul lor, Allah, se încred. Anacron -Nah, 699, oricine suferă de astfel de șoaptă de la Shaitan, trebuie să caute refugiu la Allah și să se îndepărteze de aceste șoapte. Pentru că aceste șoapte de la Shaitan, conform consensul învățaților, ne arată că cel blestemat, Sheitan, nu are altă dorință decât să-i facă pe credincioși să rătăcească, să-i facă confuzi, să le facă viața un calvar, să le cauzeze suferință și să-i facă să părăsească islamul Faraka, măcar să realizeze. Cu adevărat, Sheitan, Satan, este pentru voi dușman, așadar țineți-l, tratați-l, ca pe un dușman. Fatir 356 în acord cu un hadit, relatare profetică, cel care suferă de wasasah, șoatele lui Sheitan, trebuie să spună. Amantu Billah Abirusulih, cred în Allah și în mesagerii săi. Fără niciun dubiu, oricine este pe calea mesagerilor lui Allah și în special a profetului nostru, pacea și binecuvântarea fie asupra sa, va găsi că această cale și legea lui este una ușoară și clară, lipsită de orice greutate. Și nu va impus în religie nicio greutate. al h 2278, oricine reflectă asupra acestui lucru și apoi crede cu sinceritate, problemele legate de wasasah și ascultarea de shaitan vor dispărea. În cartea lui Ibn al-Sun, este relatat de la Isha, radiallahu anha Dumnezeu să o binecuvânteze. Oricine suferă de aceste wasoas, șoate să spună amantul billah cred în Allah și în mesagerii săi, de trei ori, și se vor îndepărta de la el. În Muslim, 2203, este relatat că Uthman Ibn Abil, a s-a spus, Sfaitan interferează cu rugăciunea mea și cu recitarea Coranului. Profetul, a spus, acesta este un diavol care se numesc Hanzad, așa că, cer adăpost la Allah de el și scuipă, sec, în stânga ta de trei ori I am făcut asta, și Allah l-a îndepărtat de la mine. Anna, Allah să aibă milă de el, a spus că este mustahab, de dorit, pentru cel care este afectat de oasasac în legătură cu odoro, abluțiunea, sau cu rugăciunea, să rostească la ilaha illallah, pentru că atunci când spaita n-au de dhikur, pomenirea lui Allah se îndepărtează, iar la ilaha illallah este cea mai bună dhikr, și cel mai eficient remediu pentru a te apăra de wasasah. La ilaha illallah. Pacea fie asupra voastră. Temete de Allah și nu de creația sa, pomenește-l pe Allah, zicur, pentru a-mi depărta iar cea mai bună zicur și cel mai efectiv remediu este. La ilaha illallah. Achiziționează cunoașterea din surse autentice și de încredere, imam H. a spus. Toți oamenii sunt morți cu excepția celor care au cunoaștere. Și toți cei care au cunoaștere sunt adormiți în afară de cei care fac fapte bune. Și cei care fac fapte bune sunt păcăliți în afară de cei sinceri. Iar cei care sunt sinceri sunt întotdeauna îngrijorați. Cauta de post la Allah Una dintre cele mai bune metode este recitarea surat al Falak și surat Anas, doua pentru a cere protecția lui Allah și cererea de iertare lui Allah, istigdar, în mod constant. Fi mulțumitor față de Allah pentru darul credinței, fi în permanență cu conștiință de Allah și mulțumitor față de bine cuvântările lui în concluzie, ori de câte ori suntem tentați să comitem ceva greșit sau un păcat, să ne amintim că până și satan, cunoaște adevărul, dar cu toate astea este determinat să ne facă să obținem mânia lui Allah. Iar în ziua de apoi, el va spune pur și simplu. Nu dați vina pe mine, ci dați vina pe voi înși vă. Coran 13 și 22 de minute și Allah știe cel mai bine.